Salutare! Numele meu este Daniel. Textul biblic din această zi îl găsim în Ioan 15 cu versetul 15. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Am văzut că este privilegiul fiecărui creștin să se bucure de atingerile profunde ale Duhului lui Dumnezeu. O dulce pace cerească vă va umple mintea și veți fi încântați să meditați la cer și la Dumnezeu. Vă veți desfăta cu făgăduințele glorioase ale cuvântului său. Dar trebuie să fiți conștienți mai întâi că ați început experiența creștină. Să știți că ați făcut deja primii pași pe calea către viața veșnică. Să nu vă înșelați. Mă tem, de fapt știu că mulți dintre voi nu știu ce este religia. Ați simțit ceva entuziasm, câteva emoții, dar nu ați văzut niciodată păcatul în enormitatea lui. Nu ați simțit niciodată starea decăzută și nu v-ați întors de la căile rele cu durere amară. Nu ați murit niciodată față de lume. Îi iubiți încă plăcerile și vă place să vă angajați în conversații lumești. Dar când vine în discuție adevărul lui Dumnezeu, nu aveți nimic de zis. De ce tăceți? De ce sunteți atât de vulnerabili când e vorba despre lucrurile lumești și atât de tăcuți pe subiectul care ar trebui să vă preocupe? Un subiect care ar trebui să vă cuprindă întregul suflet. Adevărul lui Dumnezeu nu locuiește în voi. Am văzut că mulți erau onești în mărturisirea lor, dar înăuntru lor este nelegiuire. Nu vă înșelați singuri, mărturisitori cu inima prefăcută. Dumnezeu se uită la inimă. Din prisosul inimii vorbește gura. Într-o așa inimă, am văzut eu, se află lumea, nu religia lui Isus. Dacă cei care se declară creștini îl iubesc pe Isus mai mult decât iubesc lumea, vor fi încântați să vorbească despre El, cel mai bun prieten al lor, asupra căruia își manifestă cea mai adâncă afecțiune. El le-a venit în ajutor când s-au simțit pierduți și pieriți. Când erau greu apăsați de păcat, ei se îndreptau către El, care le îndepărta povara de vinovăție și păcat, le lua durerea și plânsul și le schimba cursul afecțiunii. Lucruri pe care altădată le iubeau, acum le urau, și lucruri pe care le urau, acum le iubeau. Este Iisus cel mai bun prieten al meu? Dacă m-ar urmări cineva, m-ar auzi vorbind despre El mai mult decât vorbesc despre prietenii mei pământeni? Vă doresc o zi frumoasă! Domnul să fie cu voi!